Săptămâna Educației Permanente, Festivalul Șanselor Tale, este un proiect care susține parteneriatul activ între furnizorii de diverse servicii educaționale din area guvernamentală și non-guvernamentală. Creșterea calității actului educațional este obiectivul principal al acestui proiect. Activitățile desfășurate în cadrul festivalului sunt mese rotunde, expoziții, simpozioane, dezbateri. Acestea având rolul de a învăța pe copii cât de important este să învețe. Toate aceste activități au un prim plan elevul, tânărul, care trebuie să fie, să se formeze, nu numai pentru societatea actuală, ci noi trebuie să pregătim elevii pentru societatea viitoare. Toate aceste activități pe care le desfășurăm în cadrul proiectelor urmăresc creșterea stimei de sine a tinerilor și implicarea lor în proiecte care dau sens vieții. Pentru o educație formală și non-formală cât mai valoroasă pentru elevi, cadrele didactice participă la sesiuni de formare în cadrul proiectului. Ce facem noi aici, în acest atelier de lucru, este să învățăm pe colegii noștri, prin urma faptului că au participat la mobilități în străinătate, unde au învățat metode și tehnici inovative de predare, iar astăzi nu facem decât să transmitem mai departe ceea ce colegii mei au învățat. Aplicații digitale care ne ajută pe noi în activitățile noastre la clasă cu cei mici. Sunt tratate astăzi doar două, pentru că este un exemplu de rezultate obținute în cadrul consorțiului. Săptămâna Educației Permanente, Festivalul Șanselor Tale, este organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova, compartimentul Casa de Cultură Traian Demetrescu, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj.